M-ați tot auzit plângându-mă de cât de bine țin sau mai degrabă nu țin bateriile telefonelor smart moderne și de data aceasta aș vrea să vă recomand două accesorii pe care eu le iau întotdeauna cu mine. Acum o să vedeți exact ce țin în geantă. Nu sunt produse neapărat de testare, sunt lucruri pe care eu personal le folosesc, care îmi lungesc perioada de utilizare a telefoanelor mobile, indiferent de model. De cele mai multe ori am la mine un iPhone și pentru un iPhone folosesc o astfel de carcasă. O să vedem imediat ce e grenada asta. Aceasta este o carcasă externă de la Nontec, o să vă dau linkurile mai jos unde o puteți găsi, cu o capacitate de 2200 de mAh, mai mult decât o baterie de iPhone, care este și o carcasă protectoare în care bage efectiv iPhone-ul așa și le potria locului și îl încarcă automat, îl ține încărcat. Aceste două găuri vor direcționa și sunetul de pe boxe ca să auzi, dar să și vorbești în telefon, îl protejează de jur împrejur, dar îl fac evident și ceva mai greu. Accesul la cameră rămâne fără niciun fel de probleme, iar vestea bună este că de acum îți poți încărca iPhone-ul și bateria lui externă prin micro USB. O chestie simplă și foarte eficace. Mai are aici un buton pe care dacă apeși vezi câtă baterie mai e pe patru LED-uri albastre care în timp ce se încarcă vor pâlpâi. Acum bateria este completă și încarcă și iPhone-ul și îl încarcă destul de repede. Așadar, poți cel puțin dubla durata de viață a telefonului. De multe ori eu doar o scot și îl mufez telefonul când începe să dea semne de oboseală. Asta este una dintre chestiile care mie mi este foarte utilă. Însă, 2200 de miliamperi aici, 9000 de miliamperi în grenada asta. Este un genul de obiect pe care nu uit niciodată să-l pun în rucsac atunci când plec undeva în deplasare. Pentru că după o zi de muncă, dacă n-ajungi la priză, rămâi sigur fără curent. Și în interiorul acestui săculeț este această bombă pe care o am tot de la Nuntec. Este grea în mână pentru că e plină de litiu, însă, vă spuneam, strânge în ea suficient curent cât să încarce fără probleme un iPad sau de vreo 5 ori un iPhone fără probleme. Am dat energie la toți prietenii, ca să zic așa, ultima oară când am fost plecat. Și cum o folosești? Păi, în primul rând, ea așa arată fără cablu, o să vi-l arăt imediat. Aveți și butonul de on și aici îți arată voltajul, 5V, și cât e din baterie în procente. Îți arată pe 3 pași, 100%, 70% sau 30%. Iar pe USB-ul acesta poți conecta orice fel de cablu USB, de iPhone, de Android, de micro USB, de orice pot să încarci pe USB, se va încărca de aici, inclusiv un iPad este capabil să-l încarce fără niciun fel de probleme, atât de țăpănos e bateria. Dacă se desimte că n-ai încărcat nimic, în momentul acesta se stinge, intră în stand-by. Bun, în interior mai vine cu un astfel de cablu care te interesează cel mai tare de altfel. Iar cablul acesta are la un capăt USB-ul pe care îl bagi aici. Iar la capătul celălalt are două mufe. Una dintre mufe o să vă arăt îndată ce face, cealaltă este pentru a te conecta la un smartphone. Aici este mufa tipică de iPhone, iar acesta este capătul de micro USB. Și o să vă și arăt cum voi încărca, cum voi pune la încărcat, să exemplu, un iPhone. Avem iPhone-ul aici, avem cablul, îl mufăm. L-am pornit și în momentul acesta îi servim curent de cea mai bună calitate. În momentul în care pulsează becul acela LED-ul de la 5V, înseamnă că telefonul a intrat în încărcare, iar de pe această chestie, pentru că e curent continuu, se încarcă mult mai repede decât de la priză. Bun, să zicem că mi-am încărcat telefonul, decuplez, știe că nu mai are un consumator la capătul celălalt și s-a oprit. Acum să zicem că vreau să încarc un Android, un Nokia sau orice altceva folosește un micro USB, nicio problemă, îl mufăm și în momentul acesta îl încarcă fără probleme și pe celălalt. Și îl va încărca, vă spuneam, destul de repede. Bun, cum încarci însă măgăua asta? Că nu, ea nu face curentul din aer curat, din iarbă verde. Păi, este foarte simplu. Același cablu, vedeți că are aici două mufe. Una dintre ele este mamă, se potrivește cu acest adaptare pentru micro USB și pentru iPhone, însă asta la altă știe să facă altceva. Demufezi aici USB-ul, bagi mufa aici și în momentul acesta
bateria poate fi încărcată. Capătul acesta poate fi băgat în orice fel de sursă de curent pe USB. Acum, ca să se încarce, hai să și băgăm într-un încărcător. O să-mi fie mie un pic destul de greu să aduc ceva așa de repede la îndemână. Ideea este că pe orice mufet va încărca, orice încărcător, nu intru mai multe detalii, chiar și într-un calculator poate fi mufată. Însă, pentru că aici avem, vă spuneam, 9000 de miliamperi, recomandarea mea este să-l cuplați la un încărcător cu capacitate mai mare de 500 de miliamperi. Ei recomandă 800 de miliamperi. O capacitate de 800 de miliamperi este tipică pentru un încărcător de tabletă. Acelea sunt ceva mai bune. Așadar, dacă aveți un încărcător pe USB de tabletă, folosiți-l acela aici la USB, pentru că va dura destul de mult încărcarea. Dacă tu bagi 800 de miliamperi, ca să ajungi la 9000 de miliamperi, va trebui să încarci cel puțin 11 ore. De pe 2000 de miliamperi, va dura vreo 5-6 ore. Așadar, cam atât durează destul de mult, însă o dată încărcată, chestia asta te va ajuta să folosești telefonul o săptămână, fără să ajungi la priză. Iar pentru mine, asta este foarte important. Recomand cu toată căldura genul ăsta de gadget, cel puțin până când producătorii de telefoane mobile vor învăța să ne respecte și să pună surse mai bune de energie. Vă recomand, spre exemplu, să le căutați pe site-ul de mai jos, am să vă dau link-ul. Din punctul meu de vedere, tot respectul pentru acest încărcător, unul de foarte bună calitate, care m-a convins deja, îl folosesc de mai bine de 2 luni. 100% mie mi-a plăcut. Dacă v-a plăcut acest scurt review, nu uitați să dați click pe like, share sau +1. Până data viitoare, numai bine!